mafia din energie. O, da. Coaliția a avut mai multe luări de poziție. Are un, e un domeniu de interes pentru coaliția energia. Vorbeați chiar despre niște proiecte de lege în domeniul ăsta. Puteți să ne explicați care sunt intențiile? Sigur că da. Au fost, sunt foarte mulți, nu știu cum să răspund, clevetitori, că eu nu vreau să le catalogez altfel, că aș intra după aceea în rutina obișnuită cu catalogările. Clevetitori care spun, dom'le, da, ok, și voi ce faceți? Doar dați din gură. Nu. De 3 ani de zile coaliția a avut foarte multe inițiative, fie că sunt legislative, fie că au fost publice, fie că au fost administrative, care au trecut și care au blocat multe lucruri. În ceea ce privește energia, un război pe care l-am dus cu toate armele, vă pot spune doar atât. DNA-ul și pachetul au intrat, dar mai au multe coțit. Sunt companii, mă rog, companii, ce or fi ele, care și-au făcut sediu într-un apartament și doar pentru că au un contract cu un furnizor de energie, iau niște exemple, oricare, complexul energetic Oltenia, Hunedoara, oricare. Și îl iau de aici și îl duc către mine, către beneficiar, câștigă enorm de mulți bani, el le făcă nimic. Pentru că firele nu-i aparțin. Da. Aici, sigur, avem mulți specialiști în energie în această coaliție și pe domnul Popescu, dar Meridian și pe mulți alții. Dar orice cetățean nu-și dă seama. Nu? Firele nu-i aparțin. Nu-i aparține nimic. Decât biroul din acel apartament. Da? Când am intrat pe acest fir, vreau să vă spun că a fost poate cel mai dur moment pentru coaliție și pentru noi personal. Nu au fost poziții mai dure, informale, pe alt subiect decât pe acesta, în afară poate de cel cu colegii maghiari. Dar când am intrat în această zonă, l-am audiat pe Borg, eram vicepremier și ministru economiei atunci. L-am audiat pe ministrul energiei de atunci. Pe domnul Grigorescu. Am intrat pe fir, pe foarte multe fire și am încercat să aflăm ce se întâmplă. Am blocat foarte multe inițiative. Iar pentru a bloca și mai multe, am cerut și am găsit înțelegere la Ministerul Economiei și la Ministerul Energiei ca, mă rog, acum s-a mutat responsabilitatea la guvern, să facem parte din grupul de lucru care acum lucrează la realizarea legii minelor, legii redevențelor și legea apelor minerale. Știu că poate pentru oameni lucrurile astea par așa mai puțin digerabile, dar sunt cele care aduc veniturile cele mai mari țări. E un domeniu și mai opac, așa, e mai opac, dar știți, ca să poți să finanțezi oricare din sectoarele respective și unde avem noi interese foarte mari, ca și coaliție și ca și țară, educație, sănătate, de unde e bani? Dacă ai o lege a minelor în favoarea exploatării de către străini și nu de către români, nu te ajută cu nimic. Dacă redevențele pentru contractele pe care le ai în Marea Neagră sau în altă parte sunt extrem de scăzute, nu ne ajută cu nimic. Dacă apa minerală, una dintre marile bogății ale României, uriașă bogăția României, o dai pe 2 lei tuturor jefuitorilor din lumea asta, care au venit prin corupție și au luat în exploatare aceste zone și acum ne vând apa nouă românilor, cine a greșit? Aceste legi sunt vitale. Și există coaliția, perspectivă există reală de modificare a lucrurilor în orizont de timp? Există un orizont de timp și dacă nu va exista, noi, coaliția, vom avea o atenție extrem de agresivă față de cei care se opun. S-au mutat grupurile de lucru la guvern, avem 2 reprezentanți în aceste grupuri de lucru, avem inițiative, am avut amendamente foarte clare, nu intru în detalii pentru că sunt tehnice, dar ele sunt, toate amendamentele la cele 3 legi, sunt în sensul păstrării banilor și resurselor în România de către companii românești și nu în străinării sau, dacă vreți, cadourilor unor companii din afară care doar să vină să exploateze și să-și expatrieze profitul. Și când ar putea deveni realitate? Nu știu, un an, doi? Nu. Eu, stați puțin, că noi nu suntem așa de înțelegători. Ne-au aburit așa o perioadă.
cu grupurile astea de lucru. Deja de 6 luni de zile. Dacă în 3 luni de zile aceste legi nu ies și nu ies așa cum trebuie, foarte mulți din băieții ăștia din găști vor fi, avem și un centru de investigație și analiză în coalție, vor fi foarte ușor puși pe tapet. Nu dau nume acum, dar atunci vom da nume. Cine se opune? De ce se opune? Cine fură din energie? Deci prevăd foarte multe știri din partea coaliției. O, da, credeți-ne că da. Și poate vă dau un indiciu. E adevărat, nu facem afaceri cu Federația Rusă. Dar sunt multe companii finanțate și subvenționate prin fonduri de investiții de la Londra, din alte părți, deci să nu ne credă chiar naivi și neinformați unii, cu acționariat rusesc, prin zone occidentale, care par occidentale, controlați asta un fond de investiții, cine este proprietar și mă spun zon mâine. Bun. Deci rușii fac afaceri în România prin... Da, vreau să simplific răspunsul și nu știam cum. L-ați simplificat dumneavoastră, da. În o parte din acești intermediari și o parte din aceste personaje care fac rău economiei românești și fură din energie, sunt în legătură cu oameni de afaceri cu ghilimele din Federația Rusă, că nu pot să acuz direct statul rus. Și mai este un lucru pe care aș menționa aici, la fel de grav. Anul trecut, statul român a fost în pragul unui colaps pe care puțin români știu, unui colaps energetic. În luna decembrie, cum suntem acum, decembrie sau ianuarie, statul român a rămas în incapacitate de a furniza energie și o spun, poate, eu n-am înțeles, n-a fost o informație neapărat secretă. Vă spun dumneavoastră, s-a spus foarte puțin despre ea. Păi vorbise, nu știu, domnul Toma Petcu sau cine era și a fost puțin luat peste picior. Da, marele expert Petcu Toma a vorbit despre asta, da. Domnul ministru Petcu intrase aproape în colaps, nu mai putem să furnizeze energie pentru întreaga țară. Am fost la negociere atunci cu domnul vicepreședinte Popescu de la Meridian, președintele Meridian, și am pus următoarea întrebare. Avem CNH-ul, avem complexul energetic Oltenia. Ce vă oprește, fiind pe bază de cărbune, exploatare pe bază de cărbune, să creați o rezervă pe care să o putem folosi la momentul potrivit de energie? Nimic. Oare a fost întâmplătoare, eu nu pot să acuz, oare a fost întâmplătoare această pană și trebuie să cumpărăm de la cine credeți, de la ucraineni? România a vrut să cumpere de la Ucraina energie în momente critice? Nu. Nu este în regulă. Și poate cineva să uite să vadă... Joc geopolitic aici. Geopolitic și financiar. Cred că cineva trebuie să uite să vadă cu cât am cumpărat de la ucraineni energia. Ceea ce nu i-am cerut lui Petcu și îi cerem în continuare este ca aceste două complexuri energetice, Oltenia și din Hunedoara, să fie suficient de mult subvenționate pentru a putea să facă acest surplus de energie de care România are nevoie în momente critice, când consumul este maxim, uriaș. Dacă România a fost la margine, dacă România intra în imposibilitatea de a furniza la capacitate maximă, numai restartarea CNH-ului ne costa 2 miliarde de euro. Și mai am o întrebare pentru șeful de la Complexul Energetic Oltenia. Am zis că îmi dau nume și că... Dar s-a zis că este 0,00001% din ceea ce se întâmplă în energie. Dacă nu se întâmplă lucrurile astea în 3 luni de zile, le veți afla pe toate sau le facem înregistrate, că cine știe, poate au alte gânduri cu noi. De ce a refuzat investiția un investitor american al cărui nume nu-l dau acum, dar documentul reapar venit și nouă pentru că sindicatul este parte din acest proces, de 4 miliarde de dolari? Repet, de ce a refuzat investiții de 4 miliarde de dolari în complexul energetic Oltenia, din care acest complex se dezvolta și vindea energie altor țări? Coaliția a încercat să se întâlnească. Este mai ușor să te întâlnești cu Ministerul Economiei decât cu șefii acestor companii cu
cum este complexul energetic Oltenia sau altele. Iertați-mă, a fost niște paranteze, sunt niște întrebări importante și la care, sigur, nu, dacă veți primi răspuns, este excepțional. Dar eu în 3 luni de zile vi-l dau. Dacă acele lucruri nu se întâmplă, dacă acele legi nu sunt aprobate pentru protejarea intereselor României pe zona energetică și nu numai minieră, energetică, economică, noi, coaliția, vom face lumină cu orice preț, că nu sunt puține amenințele pe care ne se aduc. Cu orice preț, cu privire la această zonă extrem de obscură.